Bine v-am găsit! Ce mai faceți? Ce mai gătiți? Eu astăzi m-am hotărât să gătesc 3 rețete. O pâine neagră cu 5 tipuri de semințe, guacamole și o supă cu calorii puține, hipocalorică. Dragele mele, nu știu cum sunteți voi, dar eu mult timp nu am făcut pâine în casă și asta pentru că e mai simplu, mai comod să mă duc în colț și să-mi iau o pâine și dacă găsesc și pâinea favorită, adică neagră sau are și semințe, atunci este cel mai bine. Însă, când citești atâtea articole despre ce se pune într-o pâine, zici, aoleo, trebuie să iau o decizie, așa cum am luat și eu și îmi fac pâine în casă. Știu așa, în felul acesta, ce făină folosesc, ce semințe, ce pun, toate ingredientele și ce să spun. Când pâinea este la cuptor și degajă mirosul acela care umple toată încăperea, toată casa, e așa un simțământ de casă, dulce casă și avem nevoie când venim acasă să ne simțim bine. Și când cei dragi intră pe ușa casei și le miroase a pâine făcută în casă, atunci categoric veți fi răsplătite, suntem răsplătite, nu doar cu un zâmbet larg și cu o îmbrățișare, ci și cu mulți pupici și, desigur, multe complimente. Haideți la treabă, ce atâta vorbă! Pentru rețeta de pâine neagră cu 5 tipuri de semințe voi folosi, deja din titulatură am spus o parte dintre ingrediente, e bine, voi folosi o făină de grâu neagră, voi folosi niște fulgi de ovăz, mai folosesc 5 tipuri de semințe, se găsesc gata, combinate în magazin, sare, drojdie, poate fi drojdie uscată sau drojdie proaspătă, eu voi folosi astăzi drojdie uscată, apă, ulei de măsline, puțină miere, este un aluat care va ieși puțin lipicios, însă la cuptor va ieși crustă pe deasupra, iar în interior aluatul, miezul va fi puțin umed. Este tare, tare delicioasă pâinea aceasta și vă spun eu, garantat veți fi răsplătite. Și pentru că această emisiune este o emisiune premiată, eu voi folosi acest aparat ca să-mi frământ aluatul. Dacă nu aveți ceva similar, atunci puteți să faceți în mod obișnuit, să frământați pâinea. Nu uitați, va ieși un aluat destul de lipicios, vi se va lipi așa pe mâini, dar rezultatul final, vă garantez, va fi la fel de bun. Multă lume crede că pâinea neagră nu îngrașă, dar nu este decât un mit fals, pentru că, deși are un pic mai puține calorii decât cea albă, pâinea neagră conține mai multe fibre și este mai consistentă. Având glucide cu absorpție mai lentă, este mai bună pentru organism când vine vorba despre digestie decât pâinea albă. Cu toate acestea, este pâine și trebuie să avem grijă la cantitatea pe care o consumăm. Punem o linguriță de sare. Un alt mit creat în jurul pâinii negre este că are valoare nutrițională mai mare decât pâinea albă, iar acest mit este cât se poate de adevărat. Pâinea din cereale integrale asigură, e adevărat, o alimentație echilibrată, fiind o sursă principală de energie. Avantajul tehnologiei, mulțumesc Thermomix pentru acest cadou, în timp ce aparatul lucrează pentru mine și eu nu mai frământ, iată, mă anunță că deja s-a încheiat procesul ăsta de frământare, am să pun puțin ulei ca să o pregătesc pentru ca să pun aluatul. O să o torn aici, după care o las 40-45 de minute și o pun la cuptor. Este un aluat lipicios, umed. Cam așa trebuie să arate. O să las pâinea 40-45 de minute să mai crească, dar pun și niște semințe pe deasupra. Desigur, voi face în așa fel încât să mă asigur că am și cuptorul cald în momentul în care voi introduce pâinea în cuptor. Gata, mergem mai departe, facem un guacamole foarte repede ca să avem ce să punem pe această
pâiniță, după care desigur o să mai facem încă o rețetă, iar acea rețetă spune că trebuie să avem în bucătărie și o supă caldă și o să alegem o supă care să aibă puține calorii. Supele de legume oricum au puține calorii. Ce bine arată! A crescut suficient, am lăsat-o 40-45 de minute și tot atâtea minute la un cuptor încălzit la 200 de grade și peste 40-45 de minute avem o pâine gustoasă făcută în casă. Ce guacamole. Astăzi însă am să încerc o rețetă mai aparte, așa cum am găsit-o într-o carte de rețetă Thermomix. Se face foarte repede, ca de obicei, doar că are câteva ingrediente interesante. Coriandru, n-am pus niciodată la guacamole, să vedem cum iese. Dar în rest se cam mențin ingredientele. Haideți să vedem, eu am să-mi toc foarte repede ceapa. Am să pun chili, am să pun ulei de măslină, am să pun zeamă de lămâie sau limetă, am să pun și puțină sare, desigur roșie și avocado. Avocado pe piață găsești în multe feluri, deseori nu e foarte bun că este tare. Eu am luat de data aceasta un avocado, dacă vedeți, are coaja roșiatică. Pentru mine e cel mai gustos, mi se pare cel mai gustos, așa că pe acesta îl folosesc eu, pe acesta îl recomand. Plac supele de legume, atunci și supa aceasta o să vă placă. Eu o fac destul de des și, cum să vă spun, îmi place și gustul, îmi place și cum arată. E desigur hipocalorică și dacă nu o mănânci cu pâine, atunci este
perfect. Pentru supa aceasta folosesc destul de multă țelină, sub două forme mai exact, atât rădăcina cât și tulpina. Tulpina aceasta o puteți lua din hipermarket, dacă nu aveți din altă parte, se numește apio, este dintr-un cuvânt spaniol, nu e altceva decât tulpina de la țelina pusă în supa aceasta, dă mult gust. De altfel, cam toate legumele sunt deschise la culoare, mai pun și păstârnac, ceapă, după care mai la sfârșit așa pun puțin dovlecel și ardei roșu pentru culoare. Sare, ulei de măsline și gata, supa extraordinar de repede. Mie îmi place mult, mie îmi place mult și vă recomand din toată inima. Se face foarte repede, așa că haideți la treabă și începem cu ceapa. Știm ce să facem cu ceapa, o desfacem, o spălăm și o tăiem mărunt, apoi în puțin ulei de măsline cu apă, o facem scăzut așa să n-o prăjim. O bucățică. Frunzele nu le pun, ci doar tulpina. Le spălăm, le tăiem mărunt și le-am pregătit. Când trebuie să iei decizii și ai de gândit mult, nimic nu te poate ajuta mai mult decât să tai legume pentru supă. Așa că în timp ce tai, mintea ta lucrează și uite așa, nu ești agitată, nu ești stresată, pentru că, nu-i așa, legumele suportă totul, iar la finalul operației te alegi și cu o supă bună și e posibil și cu o decizie inspirată. Haideți să continuăm procesul nostru, trecem la țelină. Apio, așa cum îi se spune, sau tulpina de țelină, are un gust aromat foarte gustos. Puteți mânca și așa, puteți încerca. Nu așa de puternic însă gustul cum este țelina pe care o știm, țelina rădăcină. E numai gustoasă, de aceea puteți să puneți destul de mult. Este o supă de legume unde predomină mult țelina. Mi-am tăiat deja o parte din legume. Pun puțin ulei de măsline, apă și, bineînțeles, ceapa. Punem și rădăcinoasele. Acum iau tulpina, o pun în crăticioară, pentru că toate celelalte rădăcinoase și ceapa s-au mai muiat. Mai completez cu apă, las să se fiarbă, după care pun dovlecel puțin și ardei roșu, așa de culoare. Este o supă deschisă la culoare, cum spuneam, și cu un gust interesant datorită tulpinii de țelină. Vă recomand din toată inima. E foarte gustoasă. Punem și sarea. Îmi tai și dovlecelul și ardeiul roșu ca să-l am gata făcut. Dovlecelul și ardeiul mai la sfârșit, așa, când s-au cam făcut celelalte, mai completăm cu apă, verificăm sarea, după gust, aici fiecare știe cât trebuie să pună. Este gata supa, eu nu pun prea multă apă, multe legume, apa așa cât să depășească cu două degete, va avea un gust foarte puternic de legume, în special de țelină,
dar pentru că am pus țelina aceea tulpina, are un gust deosebit. Trebuie să încercați, trebuie neapărat să încercați. Delicios! Cercetătorii spun că beneficiile pentru sănătate oferite de tulpina de țelină variază de la prevenirea cancerului la reducerea presiunii arteriale. Foarte drăguț. Ok. Ce bine arată! Am gătit guacamole, am gătit supa aceea hipocalorică în care am pus tulpina de țelină. Acolo-i gustul deosebit și, bineînțeles, această pâine din făină neagră cu 5 tipuri de semințe. Poftă bună! Dacă vă decideți să faceți aceste rețete, nu vă deci asta pe gânduri. Eu m-aș apuca repede pentru că aveți o garanție. Am gătit eu înaintea voastră și vă spun, garantat este gustos. Și acum tăiem pâinea asta grozavă. Da. Și pentru că așa că cât mai se face foarte repede. Se face foarte repede. Dar nu așa de pronunțat ca țelina tulpină, nu tulpină, țelina rădăcina. Mulțumim că vă uitați pe canalele online sau de televiziune la emisiunea Trăiește, Gătește cu Dragoste. Ești conectat la rețetele sau delicioasele noastre mesaje dacă dai un simplu like paginii noastre de Facebook sau intri direct pe canalul de YouTube la Trăiește, Gătește cu Dragoste. Proiect cofinanțat din Fondul Social European din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.